Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna plină din 25 ianuarie 2024, care se perfectează la ora 19:54, ora Bucureștiului, în 5 grade și 15 minute leu. Pentru voi reprezintă o casă a relațiilor, a prieteniilor, unde veți vedea rezultatele acestor, să zicem, relații, colaborări pe care le-ați avut cu prietenii, proiecte pe care le-ați urmărit cu prietenii. Să vedem sfatul tarotului ermetic. Și iată, aveți această cumpătare. Este temperance, deci echilibrul pe care îl căutați prin energia săgetătorului, care ar putea să echilibreze cele două energii, Capricornul și Scorpionul. Energii care sunt opuse, dar voi vă doriți, după cum observați, avem aici vulturii lui Jupiter, deci vă doriți echilibrul, vă doriți binele, vă doriți prosperitate, doriți acest curcubeu care ar putea să se lege între cele două energii, să realizeze acest curcubeu benefic. Da, de întotdeauna când vedem curcubeul, ne gândim la aspecte benefice pentru noi. Să vedem cele trei cărți. Și bineînțeles, situația în care am zice vrem să aducem o persoană în puterea noastră sau chiar să ajungem acolo unde ne dorim, să ne împlinim dorințele. Moartea arată o încheiere, ceva se va încheia, ceva se va finaliza în viața voastră legat de o relație, de prietenie, de protectorat, deci ceva legat de o finalitate, ceva care a mers până la capăt, de acum încolo vă așteptați la evenimente noi, la o ușă deschisă pentru voi să înceapă altceva. Și vorbim aici și de un împărat. Împăratul, ne gândim la o persoană, un bărbat cu ascendent zodie în berbec, un bărbat care arată și foarte multă autoritate, un bărbat care are una anumită poziție în fața voastră și ar putea să vă dea un sfat, să vă ajute cu ceva sau chiar să vă protejeze. Dar voi veți afla și despre înscrisuri falsificate, luna în vărsător. Deci, lucruri care nu sunt adevărate, care cineva le discută sau le spune despre voi, sau scrie niște lucruri neadevărate despre voi. Acesta ar fi în principal aspectul. Să vedem ce spun și runele în această situație. Deci, să încep să le iau pe cele care nu pot fi citite. Și am să le las pe cele care chiar sunt apropiate.
să începem să discutăm aceste rune, aveți aici o mutare, o mutare care nu neapărat o faceți acum, o mutare care probabil ați inițiat-o cu ceva timp în urmă. O mutare legată de locul de muncă sau de domiciliu, de locuință. Este o mutare care a avut foarte multe lucruri secrete, foarte multe lucruri ascunse, care nu au fost străine de familie, lucruri pe care s-ar părea că îl veți afla și acest lucru o să vă dezamăgească, o să vă facă să vă schimbați părerea legată de o persoană, dar v-a adus foarte multă pierdere, fiindcă aici aveți o rună a pierderii. Fie că voi ați sperat să primiți niște bani din familie sau ați sperat să folosiți banii din obținuți din munca voastră, dar totul a fost o pierdere. Și toate acestea sunt tocmai datorită vouă, fiindcă aici aveți o rună care arată ciocanul lui Thor. Deci arată că este răsturnat și arată că voi ați făcut alegerea. Deci nu a venit cineva să vă impună această alegere. Voi ați ales-o și de fapt această alegere v-a făcut vulnerabil în fața acestora care v-au adus numai blocaje. Vorbim de o rună care arată grindina, deci o înghețare și blocaj după blocaj în orice ați fi întreprins să ieșiți din această situație, v-ați fi lovit de blocaje. Trebuie să consultați o persoană calificată, o persoană care stăpânește situația și poate să vă dea un răspuns. Dar aici din nou aveți o rună a blocajelor, mare atenție, deci înghețul. Toată această situație este înghețată. Nu puteți schimba nimic. Totul vi s-a impus. Dar totuși aveți aici trei rune care sunt benefice. Aveți aici o rună a victoriei, a reușitei, o rună a sănătății, o rună în care vă atenționează totuși, aveți grijă de sănătatea voastră, dați importanță sănătății, o rună a schimbării lente, stabile și benefice, care vine spre voi, și o rună care arată o colaborare, un sprijin, un ajutor. Deci s-ar putea să fie totuși relații care să vă ajute. Deci să aveți sprijinul unei persoane care își dorește să vă ajute. Nu este o legătură neapărat de iubire sau de soț, vă gândiți mai repede la o legătură de colaborare și acest aspect vă poate aduce o reușită legată de o afacere, legată de folosirea intuiției, legată de rezolvarea unor probleme. De asemenea, această rună care am spus că reprezintă o schimbare lentă, stabilă și benefică care va veni în viața voastră, veți simți această schimbare atunci când vor începe să apară momente benefice. Aceasta a fost citirea pentru voi. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!